Anunțuri din ce în ce mai multe și mai controversate cu privire la transferurile de la Astra. Pe fondul problemelor financiare pe care clubul le traversează, se vorbește zilnic despre plecarea unor jucători importanți, numele acestora fiind de natură să îngrijoreze, dacă este vorba despre Budescu, Alibeche, Nache sau Moraes. Una pe alta, strategia clubului era să amâne plecarea mai multor jucători în iarna aceasta și clubul spera să poată plăti salariile echipei din cei 570.000 de euro ce au fost trimiși de la UEFA pentru clubul giurgiuvean. Această plată nu este încă posibilă, pentru că jumătate din banii de la UEFA se vor duce automat la stat, în contul datoriei de 1,1 milioane de euro pe care Astra o are la fisc. Astfel, 300.000 de euro se vor duce la fisc, iar 270.000 de euro vor merge în conturile jucătorilor, care sunt încă neplătiți de mai mult de 3 luni. În aceste condiții, revine iarăși în calcul ca Astra să se bazeze pe vânzarea de jucători pentru supraviețuirea financiară, Budescu, Alibeche, Nache și Moraes fiind jucătorii vizați pentru un transfer în această iarnă. Toți cei patru au oferte de la Steaua, Beca le oferind 2,5 milioane pe aceștia, la pachet fiind și de Amorim, însă Budescu are mai multe oferte, printre care una de la Arab și una de la Partizan Belgrad. O altă bulă de aer va veni pentru Astra în săptămânile următoare, când vor intra banii din drepturile TV, puțin peste 1 milion de euro. Pe de altă parte, și antrenorul Marius Mudică recunoaște că a avut mai multe oferte de a pleca de la Giurgiu, dar că nu poate părăsi echipa din cauza unei clauze din contract. Am avut o ofertă concretă din Azerbaijan, pe masă, dar am refuzat-o. Nu s-a pus problema reală să plec, deși m-au căutat fel de fel de oameni. Dacă vine o ofertă, imposibil de refuzat din punct de vedere material, e posibil să-i dau curs. Există o clauză care face dificilă plecarea mea de la Astra. Nu plec, n-am reușit să iau toate cele 3 trofee interne, așa că nu plec. Dacă aș lua titlul, aș rămâne pentru Champions League, a declarat Mudică pentru ProTV.